Bă, ce mă întrerup. I-a dat să încerc. Da, Mili. Nu mă ajut sau. Ia uite, domne, ce uite aici. Uite aici, bate din bărcațul, domne. Să vedeți. Bate din cernul cu mare. Uite, bate la butin de dăsti să dea cu mătăca. Da, voi vă luăm că vă pricepeți. Acum vine dacă vă accepte băcițele astea. De tine. Ne înțelegem. De luat băcițele. O, oh, nu știu, dar dacă mă mai fac baci, că cam greu. Da. Dar cum se cheamă asta unde fac eu untul? Budăi. Budăi? Da. Budăi. Budăi și ăla e mătâc. Asta... Asta care e mătâc. Mătâc și ăsta e budăi. Vreți să o filmare scolo? Într-o? Greu, greu de făcut un test. Prietenă? Nu, da, doamna. Da, doamne. Da. Bine, doamna. Poftim? Da, e frumos. Punem, punem casul. Suntem cu... Da, ne vin de azi. Păi, vine peste ele. Bine, doamna. Altă plăni și acum. Păi... Hai, ajută-mă! Ajută-mă, da, alea! Uite, curge zelul jos! Ia căldare și pune în căldare! Un pic jumătate în căldare! O pun pe foc! Aoleu! Nu aici, pe ce faci? Cum o duci? Da, o căldrești! Hai, că nu e greu! Ești mare. Hai, am o mărigă, tocanul e gata. Așa că punem asta. Dă-te. Ia vină să ține cu ce ești. Ia să-ți pune sus. Ce ai fi pus acolo? Gata, gata. Hai, mă. O face și pe aia. Ia, mă. Ce mă, ce? Mașina asta e inele astea, da? Sau după ce facem brânza, punem și inele. Iarna le punem, sau iarna? Nu prea avem. Îl scoate acum, îl pune apă rece, se spală, se întâlnește singur. Mai trebuie să stea sau oricum? Mai trebuie să mai stea el un pic, că nu e zărul care îl are. O să răcește, iasă singur. Frământat.
punem patul, la urmit. Gata, tocanul! Ia să vedem, ia foc. Așa, așa, îi punem cu totul, așa. Adita. Ia, mă, băriga, neamule. Aoleu, ce de drumuri ai, om. Mă, ciorbă să puneți să se răcească, bine. Poftiți. Aici trebuie să facem și o altă bancă, altă masă, că asta s-a lăsat într-o parte, am bătrânit ca mine. Hai, pofiți la masă. O țin eu mână, așa. Acolo care vrea să se împerecheze, să duc acolo. Băi, ia să-i închid, mă, uite, a pompii, poate. Hai, domnule, v-ați loc. Să tai coasă. Măi, tăiem și așa. Da, bă, dați-mă și niște cuțite aici. Și-un toast ulterior știți? Noroc și sănătate, Doamne ajută! Bine ați venit pe la noi, pe la țâna noastră. Nu. Bine, am găsit. Stai gol, am părât, domne. Uite al dracu căpătunos și frumos e. Da, taci, mă, dracu, domnule. Uite și pe Maria ceva. Întâmplă să vă mai certați aici? Da. Ne mai certăm așa de gelozie. Te mai treacă ziua. Mai treacă ziua. Mai vorbim și noi, vorbim și noi. Mai minică zâi. Și-a ajuns atacă, domnule. La 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 la. 300 de bucălări. La 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 la. 300 de voi cornute. La 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 la. Acum ia pe cu stea în frunte. La 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 la. Hai, acum. Așa e la stânga. După ce se trece acolo, se aduce aici la rece, se pune sarea în gură, pune capac frumos, măi, filmare-ți? Așa, se pune zeutate pe ea frumos, unde sac așa frumos, se pune zeutate pe ea ca să nu stea în sac. Asta stă până la anul, poate să stea. Să vă schimbă sarea în gură, asta pe urmă cobărâm acasă. Și asta e brânza de burduf, se pune la două spiță. Să strânge, să scurge, să lasă până se dospește, să... Da. Până apare, încep să apare găură, uitați, uite, început să apare, uitați, la dospit. Când se dospește bine, se bagă la beșiș de burduf.
bagă și balutează. Materialul e ca și acel de... E același puțin de perelă când se dă cheagul și când se lucrează, se mestecă mai mult în el ca să se scurgă mai bine decât telemeaua. Toamna se face mai mult. În august, august-septembrie, atunci se face brânza de burduf. Da. Laptele mai gras se face mai... Asta e mai grasă decât telemeaua? Mai grasă, da. Asta îi zice celar și se lasă înălțat. Jos ca să bate vântul, să facă curent. Să fie tot în timpul să fie rece. Și să fie și uscat. Păi să fie și uscat, dar și rece. Vedeți că face curent pe jos. Deci aer condiționat natural. Aici a fost scena bătrână. Aici am copilărit eu. Jucam pe colea. Mă filmează domnul la tăuile. Poți zici cum merg săracile. Poate... Dar eu să știți că eu dacă m-ar îngropa aici la stână, aș fi fericit. Să bată vântul, să aud oile, să treacă peste mine. Este o mare fericire. Am ajuns la final. Scrieți-ne sau telefonați-ne dacă cunoașteți oameni despre care credeți că merită să afle toată lumea. A fost Focus. La revedere!